numi care le-a fost surpriza locuitorilor cartierului Târgoviștean să-i vadă din nou la lucru pe dorei care, cum spuneam, își fac treaba pe străzile municipiului. Marți, încă de la primele ore ale dimineții, prin de zel, au atacat fără milă asfaltul care abia apuca să se răcească. Ajutați de un excavator în miniatură, au săpat un nou șans în imediată vecinătatea locului unde au scurmat la finele săptămânii trecute. În acest rând, până la sfârșitul verii, vor reuși cu siguranță să aducă strada la starea inițială, cea de dinainte de a fi turnat asfaltul. Curios este că municipalitatea nu reacționează la acest stil dubios de lucru al firmelor care ar trebui să aducă străzi zile municipiului la cele mai înalte standarde europene. Dacă lucrurile vor continua la fel și săptămâna viitoare și toate celelalte care vor urma, vor reuși în mare performanță de a ne alinia celor mai lidiputane standarde africane, nici de cum europene. Încheiem deocamdată aici, convinși fiind că vom mai avea prilejul să vă arătăm cum se sapă asfaltul fierbinte în vechea cetate de scaun a țării românești.